Vă salut pe toți cu drag. Numele meu este Andrei Croitoru, sunt unul din slujitorii adunării creștine din Șasa. Ne bucurăm că asculți cuvântul lui Dumnezeu predicat în adunarea noastră prin intermediul internetului. Și credem că este de mare folos dacă îl vei împărtăși și cu alte persoane. Totuși, convingerea noastră este că Dumnezeu ne-a pus în locul acesta, această biserică de credincioși, în mod strategic. Suntem în comuna Dănești, satul Șasa, în apropiere de orașul Târgu Jiu. Și scopul pentru care suntem aici este ca oamenii în această adunare să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și, mai important, calea mântuirii doar prin Domnul Iisus Hristos. Credem că împreună putem să călătorim spre împărăția lui Dumnezeu mult mai bine, pentru că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa. De aceea te invităm și pe tine să fii parte împreună cu noi, vizitând adunarea noastră și fiind participant la slujbele săptămânale ale adunării, pe care le vei vedea afișate mai sus. Haideți să citim din nou de la Ioan capitolul 15. Ca să avem contextul mai bine în cap, vom citi până la versetul 17, chiar dacă nu vom reuși să parcurgem toată secțiunea asta. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițile. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Amin. Ne bucurăm deseori în strângerile noastre când auzim mesaje despre mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o și în adunarea asta, slavă Domnului, se predică constant, consecvent. N-am auzit pe nimeni să predice altceva despre o mântuire deplină, desăvârșită, completă, 100% pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Ăsta e un mare har, să știți, că nu în toate locurile se învață în felul acesta. Însă, deși Scriptura ne vorbește despre mântuirea aceasta, Scriptura ne vorbește și despre o altă parte a vieții credinciosului, care urmează după ce suntem mântuiți. Și despre asta vorbește Ioan 15. Oamenii care sunt mântuiți, care sunt în Hristos, care sunt ucenicii lui Hristos, care sunt, cum spune aici, prietenii lui, cei pe care el îi iubește, Hristos îi cheamă la rodire spirituală. Și ăsta este subiectul în această dimineață. Acuzația pe care mulți oameni ne-o aduc și pe care noi am contrazis-o și continuăm să o contrazicem mereu, este că dacă învățăm această mântuire desăvârșită, completă, pe care ne-o dă Dumnezeu, de acum poți să faci ce vrei, să trăiești cum vrei tu. Ați auzit că acuzația asta e cea mai frecventă, cea mai... Oricât ai contrazice acuzația asta, ea tot se repetă în continuu. A, dacă spuneți că mântuirea este deplină, desăvârșită în Hristos, înseamnă că voi nu mai aveți nimic de făcut și puteți să faceți ce vreți voi, da? Eu spun deschis lucrul ăsta și cred că oricine învață lucrul ăsta, că poți să trăiești cum vrei tu ca și creștin, în sensul lumesc, firesc al lucrului, asta e o învățătură satanică. Da? Să spui unui creștin: fă toate nebunile pe care le fac necreștinii, că nu e niciun fel de problemă, lasă că o să fii bine la urmă. Da? Asta e învățătură diabolică. Cuvântul lui Dumnezeu nicăieri nu ne spune că suntem mântuiți, că din secunda aia putem să facem orice trăznaie ne-ar trece nouă prin cap, că totul e în regulă. Și tocmai asta lămurește Ioan capitolul 15, că cei care sunt mlădițe în Hristos,
că cei care sunt ucenicii lui, că cei care sunt prietenii lui, că cei care sunt în dragostea lui, că cei care au fost curățiți, astea sunt toate expresii folosite în pasajul acesta, trebuie să aducă rod spiritual. Dar înainte să intrăm în câteva detalii din acest pasaj, vreau să lămurim. Cui vorbește pasajul ăsta? Este clar că Domnul Iisus vorbește cu cei 11 apostoli. Cel mai probabil Iuda este plecat undeva. Întrebarea este, vorbește doar pentru apostoli? De ce spun lucrul acesta? Pentru că în versetul 16 zice, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Persoanele care au probleme cu această alegere a lui Dumnezeu, zic, domnule, aici vorbește numai despre apostoli, că zice voi. Voi care? Că vorbea cu apostoli, nu vorbea cu mine, că eu nu existam atunci. Este adevărat că în sens primar, în sensul principal al pasajului, se are în vedere acest grup al apostolilor. Lucrul ăsta este adevărat, că noi nu eram acolo, vorbea cu apostolii. Întrebarea însă este dacă există o vorbire principială a Domnului Iisus Hristos, adică El să privească peste viacuri și să vrea ca toți ucenicii Lui să se regăsească în cuvintele pe care El le spune aici. De ce spun lucrul acesta? Păi Domnul Iisus zice aici, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Păi vorbește numai la apostoli. Că dacă vorbește în versetul 16 la apostoli, atunci ia tot pasajul și spune că vorbește la apostoli, nu? Că tot pasajul a vorbit Domnul Iisus apostolilor, nu doar versetul 16 când vorbește despre alegerea lor. Sau zice, acum voi sunteți curați. Păi erau curați apostolii, nu eu, că lor le vorbea. Înțelegeți? Dacă iei un verset din capitolul 15 și spui se referea doar la apostoli, atunci trebuie să iei tot capitolul 15 și să spui se referea doar la apostoli. Acum este adevărat, repet, că în mod principal se referă la apostoli. Dar Domnul Iisus Hristos prezintă anumite principii care sunt valabile pentru absolut toți credincioșii din toate viacurile. Iau aleator, uitați altceva. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine voi? Păi nu apostolii erau mlădițe? Nu, și noi suntem mlădițe în Domnul Iisus Hristos. Sau zice, despărțiți, voi despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cine? Apostolii nu puteau face despărțiți de Hristos nimic? Nu, nici noi nu putem face despărțiți de Hristos nimic. Este un principiu universal valabil. Dacă rămâneți mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice vei vrea și vi se va da. Cine? Păi numai apostolii pot să ceară de la Domnul ce vor și li se va da, că noi nu. Nu, evident că este un principiu care ni se aplică tuturor. V-am spus aceste lucruri, vă citesc, uitați, versete aleatorii. Pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Cui vorbește Domnul? Apostolilor. Dar vroia Domnului Iisus ca bucuria Lui să rămână și în noi, după 2000 de ani, cu siguranță. Am vrut să fac lămurirea asta introductive, pentru că sunt persoane care spun că anumite lucruri din pasajul acesta se potrivesc doar apostolilor. Eu repet, sunt lucruri care au fost spuse apostolilor, dar în textul acesta se găsesc principii pe care vom vedea, principii pe care Domnul le aplică și care se pot aplica foarte simplu nouă tuturor de astăzi. Deci vom discuta și vom privi cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață pentru a învăța câteva lucruri fundamentale despre rodirea spirituală. Nu este suficient să fii mântuit. Nu este suficient să fii mântuit. Nu este suficient să zici am crezut în Domnul Iisus Hristos și gata. E bine că ai crezut în Domnul Iisus Hristos, ai fost mântuit. Nimeni nu spune că nu e așa. Doar că după aceea trebuie să rămână și să se dovedească și să se vadă și să urmeze și să se realizeze această rodire spirituală. Această rodire spirituală, că aș spune, eu sunt măr, dar nu fac mere. Păi tu ai o problemă, nu? Eu sunt vie, dar nu fac struguri. Eu sunt nu știu ce, dar nu fac nimica. Ai o problemă. Da? Domnul Iisus Hristos folosește aici o metaforă atât de simplă pe care fiecare dintre noi o putem înțelege. Gândește la un pom oarecare pe care tu l-ai luat, l-ai altoit, l-ai pus acolo în curte la tine, în grădină sau unde ai vrut tu și te aștepți să facă ce? Rod! Te aștepți să facă rod. De la tuia nu te aștepți să facă rod. Dar dacă ți-ai pus un pom fructifer, te aștepți să-ți facă rod. Simplu! Și dacă după un an, doi, trei, după ce îl biblești și faci tot ce trebuie și mai pui gunoi și îl mai sapi și îl mai... Exact cum spune Biblia că a făcut Dumnezeu cu Israel. Îi faci tot ce trebuie. Dacă după un an, doi, trei, spui exact cum spune Scriptura. De ce să cuprindă pământul degeaba? Să curea la rădăcină și pui altul roditor în locul lui. Asta faci. Dumnezeu ne prezintă o metaforă aici pe care noi să o putem înțelege. Pe care noi să o putem înțelege și pe care să o putem... să putem simți, să ne șocheze dacă este nevoie. Că el vorbește despre o tăiere, cum vom vedea imediat. Bun. Primul lucru pe care Domnul spune despre rodire este că există niște personaje principale care se preocupă de această rodire. Cine? Ia auziți, eu sunt adevărata viță, Domnul Iisus Hristos, și tatăl meu este vierul.
Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, evident și Duhul Sfânt despre care a vorbit în capitolul 14, Sfânta Treime este preocupată de rodirea noastră. Da? Ăsta nu este un lucru banal. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt personajele principale din această poveste a răscumpărării noastre și aceste trei persoane ale Sfintei Treimi sunt preocupate ca noi să fim roditori. Și aceste persoane fac tot ce ține de ele ca noi să fim roditori. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vom vedea că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta și cu Israel și face lucrul acesta și cu noi. Acum, joi seara am încercat să lămurim puțin. De ce Domnul Iisus Hristos folosește expresia asta? Eu sunt adevărata viță. Cine a mai fost viță? Sunt foarte multe texte în Vechiul Testament care arată că Israel a fost văzut de Dumnezeu vie sau viță. Că Dumnezeu a plantat-o, a scos-o din Egipt și a plantat-o. Acum, când Domnul zice că este adevărata viță, el nu vrea să zică Israel a fost falsa viță, eu sunt adevărata viță. Ci vrea să spună Israel a fost viță parțial, vorbind de Iisus, este viță complet, adevărat. Israel a fost imperfect o viță, Iisus este perfect. Israel a fost temporar o viță, Iisus este final. Israel a fost ca umbră viță, Domnul Iisus Hristos este real. Israel a fost imatur viță, Domnul Iisus Hristos este la maturitate deplină. Israel a fost viță, a avut ceremonii, a avut jertfe, a avut prototipuri, a avut binecuvântări, a avut comunitate, a avut legământ, a avut o felul de lucruri, dar realitatea, substanța adevărată a fost Domnul Iisus Hristos, care era prezent chiar în istoria poporului Israel, era prezent acolo. În poporul Israel au fost mulți oameni mântuiți. Cum au fost ei mântuiți? Prin credința în Domnul Iisus Hristos, care era adevărata viță. Dacă luați un evreu, un evreu se duce, să zicem un evreu necredincios, s-a născut în familie de credincios evreu, a fost tăiat în prejur a 8-a zi, tata cu mama l-a învățat legea lui Dumnezeu, dar el era necredincios, nenăscut din nou, ca mulți copii din familie de credincioși, da? Și îl ia mama cu tata și se duc într-o zi la templu. Ce la templu acolo? Și tata cu mama se duc, în special capul familiei, ia animalul cu care a venit, se duce la preot, îl jerfește, preotul face tot ritualul ăla și copilul pentru prima dată în viața lui străpun, șocat de o realitate și începe să proceseze. Măi, de ce Dumnezeu a cerut să aducem un animal? De ce preotul ăsta e obsedat de sângele acestui animal? De ce toată treaba e cu sânge? De ce a luat sângele ăla și s-a dus și a stropit? Dacă ar fi avut anumite boli sau dacă ar fi făcut anumite păcate în anumite ceremonii, trebuiau să-i stropească și pe ei. De ce face lucrul ăsta preotul? Și începea să proceseze. Sângele, ei erau învățați lucrul ăsta. Sângele este simbolul vieții. Ca noi să trăim, trebuie să curgă viața altcuiva. Dar este o înlocuire, un schimb care se face acolo. În loc să mor eu cu mama, cu tata pentru păcatele noastre, moare altcineva în locul nostru și îl vedea pe preot care era un simbol a cui? Un prototip a cui? A Domnului Iisus Hristos, care se ducea înaintea lui Dumnezeu și aducea jertfa aceea și Dumnezeu primea jertfa aceea. Și el putea să plece liniștit, în păcat acasă. Și era posibil ca în momentele acelea Duhul Sfânt să-l cerceteze pe copilul ăsta de 13, 14, 15 ani. Să-l cerceteze puternic prin acele imagini și el să se întoarcă la Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu. Să-i fie socotită, neprihănită credința aceasta lui. Și lucrul acesta s-a întâmplat de multe ori. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că în acea viță a lui Israel, în acea via lui Israel, a fost plantată vița Domnului Iisus Hristos, care de la început a fost mijlocul principal de mântuirea tuturor oamenilor de pe planeta asta. Da? Astfel, din totdeauna, Hristos a fost adevărata viță prin care ei au avut mântuire. Adevărata viță care era prezentată prin promisiuni, prin profeții, prin legământ, prin binecuvântări, prin comunitatea legământului, prin prototipuri, prin preot, prin jefe și așa mai departe. El era acolo prezent, în mijlocul lor, ca să-l vadă prin acele simboluri și să creadă în el. Imaginați-vă că este un copil, nu știu, înfiat, abandonat sau dat la casa de copii sau lepădat, lăsat pe undeva și ia cineva și îl înfiază, da? Și la un moment dat părinții adoptivi iau o poză când crește copilul mai mare și cu emoții scot poza și vor să-i arate adevărații lui părinți, care există, ei reali undeva. Și scoate poza și o pune în fața copilului și uite, zice, ăștia-s părinții tăi, uite care e toată povestea. Povestea este că noi te-am înfiat la vârsta de cutare și așa mai departe. Noi nu suntem părinții tăi naturali, noi suntem părinții tăi adoptivi. Și copilul începe să plângă. Și părinții nu-i zic, bă, nu plânge, că asta e o poză, asta nu e realitate. Asta e o poză, nu poți să plângi în fața unei poze, asta e o poză. Ar avea sens pentru copil să-i spui nu plânge, că asta e o poză? Nu, de ce? Pentru că el în poza aceea vede pe cine? Pe părinții lui adevărați, care ei există undeva. E Israel undeva, el e legat de ei. Că vrea, nu vrea, el e legat de ei. Chiar dacă ar fi morți părinții lui și ar arăta poza, el tot ar plânge. Tot ar fi mișcat. Asta a făcut Dumnezeu cu Israel.
Hristos era prezent în ceremoniile, în jertfele, în lucrarea marelui preot. Era prezent prin promisiuni, prin profeții care se făceau. El era prezent acolo și Hristos lucra. Lucra în inimile oamenilor. El era și a fost dintotdeauna adevărata viță. Dar asta este punctul principal pe care ne-l spune pasajul acesta. Personajele principale preocupate de rodirea noastră sunt persoanele Sfintei Treimi. Al doilea lucru. Uitați cât de important este rodirea. Rodirea este importantă. Este pentru că în funcție de ea, Dumnezeu lucrează prin două tipuri de tăiere. Da? Foarfecele oricum va fi pus pe noi, să știți. Foarfecele oricum va fi pus pe noi. Dar depinde cum va fi pus. Pentru că spune așa. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Aici nu vorbește de mântuire. Nu vorbește absolut deloc de mântuire, ci vorbește despre persoane care s-au născut în comunitatea credinței, care beneficiază de privilegii deosebite, dar care nu au credința adevărată. Ești în biserică, dar n-ai credința adevărată. Te-ai botezat, dar n-ai credința adevărată. Vii la masa Domnului, dar n-ai credința adevărată. Cânți, dar n-ai credința adevărată. Te rogi, dar n-ai credința adevărată. Pe cei care sunt în comunitatea credinței, cărora li se dau toate aceste privilegii, dar nu au credință, n-au beneficiat de ele, n-au crezut în ele. Pe aceste, și fiindcă n-au credință, nu au roade, nu au fapte. Simplu. Cine nu are credință, nu are fapte. Pe aceste mlădițe, spune, care sunt în mine, care beneficiază în felul acesta de mine, el ce face? Le taie. Dar asta este o tăiere definitivă, totală. Este o tăiere totală. Le taie. Le taie. Este important. În funcție de rod, el ne taie sau ne curăță. Dar pe orice mlădiță care este în mine, adică care de data aceasta are credința adevărată, care este legată în mod spiritual de Domnul Iisus Hristos, pe orice mlădiță care este în mine și care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Deci niciunul dintre noi, ce viziune are Dumnezeu despre rodire? Cât vrea Dumnezeu să rodești? Acum să rămâni. La ce rod se referă Dumnezeu? La orice fel de rod. La rod spiritual, da? La viața mea de sfințire, la rod în mărturisirea Domnului Iisus Hristos ca alți oameni să se întoarcă la Dumnezeu, la rod, din orice punct de vedere, tot ce înseamnă viața noastră de credință, ea este un rod spiritual. Și viziunea lui Dumnezeu, perspectiva lui Dumnezeu este ca să rodim mai mult. Mai mult, asta spune el. O curăță ca să aducă mai mult rod. Întrebarea este de câte ori ne curăță Dumnezeu? Că zice, am avut eu o perioadă în viața mea când m-a curățat Dumnezeu și am adus mai mult rod. Dar a ajuns, gata, mi-ajunge. Nu, viziunea lui Dumnezeu asta este tot timpul. Este un prezent continuu în care Dumnezeu lucrează ca noi să aducem mai mult rod. Cât vrea Dumnezeu? Cât rod vrea Dumnezeu să aduc? Mai mult. Păi am adus mult deja. El vrea mai mult. Asta este viziunea lui. Asta este perspectiva lui. Dumnezeu a lucrat poate prin unii dintre noi ca să se întoarcă anumiți oameni la Dumnezeu. Și stai liniștit. Lasă că prin alții nu s-au întors nimeni. Eu am adus pe lângă alții, am adus mult rod. Dar Dumnezeu vrea să aduci mai mult rod. Sau ia din alt punct de vedere. Eu am contribuit, eu am slujit. Biblia vorbește și despre rodire spirituală din punct de vedere material. Când au slujit diverse biserici, diversi oameni pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Las că eu am făcut destul, să mai fac acum și alții. Dar Dumnezeu vrea să rodești mai mult. Sau las că eu m-am preocupat de sufletul meu, de viața mea, de inima mea, ca să fiu pocăit, ca să fiu sfânt înaintea lui Dumnezeu, ca să rodească roada Duhului Sfânt. Și pe lângă mine alții sunt mult mai nepocăiți. Lasă să mai se preocupă și alții de pocăința lor, am rodit destul. Dumnezeu spune, trebuie să rodești mai mult. Este o lucrare continuă a lui Dumnezeu în viețile noastre, prin care El vrea să rodim mai mult. Ăsta este al doilea lucru pe care ne-l spune foarte clar. În funcție de rodirea noastră, El ne taie sau ne curăță, fie ne taie ca să ne arunce din via asta, să ne dea la o parte, pentru că am bajocorit privilegiile Lui. Să știți, mi se pare pasajul ăsta atât de aproape și de relevant pentru cei care se nasc în familie de credincioși. Care au avut parte de beneficii spirituale și de privilegii spirituale cum n-a avut parte nimeni din lumea asta. Nu? Extraordinare. Pe care Dumnezeu, unii dintre noi, poate ne-a chemat 40-50 de ani. Te-a chemat. Dar există un moment al tăierii. Și ce bine să auzi glasul Domnului la timp când Dumnezeu te cheamă și să începi să rodești. Zice într-un loc Scriptura că El nu stinge mucul care fumegă. A, vezi acolo puțin, un tăciune care mai iasă puțin. Are focul, dar nici nu se vede. E acolo. El nu stinge. Dacă a început să ardă ceva acolo, El nu stinge. E bine, e un rod, e ceva. Și va fi mai mult rod, va fi mai mult rod. Asta este perspectiva lui Dumnezeu pentru noi. Al treilea lucru. Se ocupă acum special de noi în versetul 3. Și ne spune Scriptura cum face Dumnezeu lucrarea
această derodire în noi. Da? Ăsta e al treilea aspect. Cum lucrează el? E un lucru foarte interesant. Versetul 3 zice, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Vă aduceți aminte pasajul despre spălarea picioarelor? Când Petru spune, oh, vreau să mă spăl tot, și mâinile, și picioarele, și capul. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu, cine a fost îmbăiat, cine a fost scăldat, nu are decât nevoie să-și curățească picioarele. Voi sunteți curați, dar nu toți, zice. Păi bun, dacă suntem curați, de ce mă mai curăț în vie? Ca să spune, uitați, pare contrar. Versetul 2 spune, pe orice mlădiță care aduce rod, el o curăță în mod continuu. Da? Este o curățare continuă. În continuu e cu foarfeca pe tine. Și pe tine te doare, că când cureți, nu-ți place. Iar a tăiat, iar a tăiat. E durere, curge din tine. Și Doamne, lasă-mă, mai lasă-mă. Păi nu m-ai curățit odată când am fost mântuit. Și el spune în versetul 3, acum voi sunteți curați. Păi dacă suntem curați, de ce ne mai curăți? Versetul 3 spune că ne curăță continuu. Versetul 2, în versetul 3 spune că suntem deja curați. Păi suntem curați sau ne curățăm continuu? Exact ca pasajul acela. Fiindcă am fost îmbăiați, fiindcă am fost îmbăiați odată, trebuie să ne păstrăm curați. Și cum ne păstrăm curați? Spălându-ne în continuu picioarele. Aia e imaginea. Acum spune, fiindcă am început să aducem rod, el vrea să aducem și mai mult rod și cu noi, pe noi, în continuu cu foarfeca. În continuu, în continuu cu foarfeca. Nu ai cum să aduci rod dacă Dumnezeu nu te-a curățit la început. Nu ai cum. Dacă nu a fost un moment în viața ta, e foarte important să facem distinția asta. Dacă n-a fost un moment în viața ta în care ai fost mântuit, nu ai cum să aduci rod după aceea. Nu există o mlădiță aruncată așa aiurea ca să se aducă rod, corect? Ea întâi trebuie să fie în viță. După ce este în viță și este curățată, începe să aducă rod, după aceea pune în continuu foarfeca pe ea. În continuu până să face mai mare, până să dezvoltă și așa mai departe. Dar în continuu cu foarfeca pe ea. Și mlădița nu poate să zică la un moment dat, păi mai lasă-mă și pe mine, mai dă cu foarfeca pe alții. Nu! Vierul vrea ca ea să rodească mai mult, mai mult, mai mult. Și dintr-o cordeluță mică, dintr-o mlădiță mică, să facă ceva trainic, ceva serios cu trecerea anilor. Acum, voi sunteți curați. Cât de curați erau ei? Spuneți-mi, cât de curați erau ei? Curați complet, să știți. Când Domnul Iisus Hristos vine și ne mântuiește, că mă ia la 15 ani, la 13 ani, la 12 ani, unii au fost mântuiți la 6 ani, la 7 ani sau la 80 de ani, când El mă mântuiește. Am auzit Evanghelia, am rămas răpuns în inimă și mi-am dat seama, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să cred în Domnul Iisus Hristos. Când am venit la El, El mă curăță complet de tot ce a fost în trecut. Complet. Oamenii, să știți, nu uită lucrurile. Oamenii nu uită păcatele noastre, nu uită greșelile noastre și așa mai departe. Dar Dumnezeu gândește altfel lucrurile. Dumnezeu, în momentul în care te-ai întors la El, Dumnezeu te curăță complet. Asta spune. Voi sunteți curați. La timpul prezent, Domnul Iisus Hristos, voi sunteți curați. Cât de curați? Complet erau curați. Din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cu alte cuvinte, când un om aude cuvântul Domnului Iisus, despre jertfa Lui, despre lucrarea Lui, despre sângele Lui care ne curăță complet de păcat și crede cuvântul ăla, se întâmplă o curățire lăuntrică totală. Sunt oameni care spun, nu se poate așa ceva, tu nu știi ce am făcut eu. Nici nu trebuie să știu ce ai făcut tu. Nu, eu am păcătuit mai mult decât o păcătuit alți oameni. Nu are niciun fel de relevanță. Jertfa Domnului Iisus Hristos, care a fost o jertfă a unui om perfect, a fost și jertfa lui Dumnezeu, că El a fost Dumnezeu întrupat. Și jertfa aceasta are putere de a curăța complet. Dacă ești în dimineața asta aici și crezi că n-ai nevoie să fii curățit, trezește-te. Trezește-te. Nu există om fără păcat. Biblia spune că trebuie să fim curățiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, trebuie să fim născuți din nou, adică trebuie să fim spălați, că altfel ne ducem în iad. Altfel rămânem sub mânia lui Dumnezeu. Dacă ești în dimineața asta aici și te gândești, dar eu sunt prea murdar, eu nu am cum să fiu curățit, din nou, ăsta este un afront adus jertfei Domnului Iisus, să spui că nu te poate curăți El. El poate curăți pe oricine și când El curățește, El curățește complet. Complet. Așadar, cei pe care Domnul Iisus, asta ne spune în versetul 3, al treilea aspect, cei pe care Domnul îi lucrează pentru a-i face să rodească, sunt oamenii care sunt deja curați, care sunt născuți din nou, care sunt mântuiți. Doar oamenii mântuiți pot aduce rod spiritual. Oamenii mântuiți pot aduce rod spiritual. Și felul în care El face curățirea aceasta este prin cuvânt. De asta și în adunarea aceasta și în toate adunările Domnului Iisus Hristos de pe toată planeta, cuvântul lui Dumnezeu are un rol important. Cuvântul lui Dumnezeu este foarfecele lui Dumnezeu prin care El lucrează în viața noastră. Nu vi s-a întâmplat să stați în adunare și predicatorul să nu știe nimic de viața dumneavoastră, dar să spună anumite lucruri despre tine. Poate de ieri, poate de sâmbătă, poate de săptămâna trecută, poate de acum de 3 ani, acum 4 ani, acum 5 ani. Biblia spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Este ca o sabie cu două tăișuri. Când sabia cu două tăișuri intră la lucru, te doare. Când foarfecele la lucru, te doare. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le descopere din cuvânt pentru ce? Pentru a ne face să rodim.
Iar când ai auzit lucrul ăsta, am auzit deseori, atâta de des am auzit povestea asta, că niciodată n-am înțeles-o de ce pocăiții sau creștinii spun lucrurile astea. A, cred că au auzit ceva de mine și au vrut să zică de mine, au vrut să-mi bat un fel de apropo. Asta e modul în care un creștin gândește lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Când Dumnezeu lucrează cu foarfece, nu este modul în care un creștin lucrează, gândește. Nu, eu aud, cu siguranță sunt situații în care cineva vrea să bată apropo. Nu, zic că uneori amvonul este folosit pentru, din păcate. Dar modul în care un creștin privește lucrarea cuvântului Dumnezeu este în felul acesta. Eu sunt o mlădiță în vie și Dumnezeu prin cuvântul lui vrea să mă curățească, ca asta spune. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Dumnezeu îmi spune cuvântul lui prin care El vrea să mă curățească. Cuvântul lui este ca o lumină care descoperă anumite pete din viața mea și Dumnezeu vrea să le curăț ca să rodesc mai mult. Ca să rodesc mai mult, da? Ăsta este al treilea lucru pe care ne spune. Următorul lucru pe care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 4, un alt lucru care duce la rodire. Ia ascultați. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Simplu. Mlădița ruptă de vie. Nu poți să fac absolut nimic. Ia auziți. După cum mlădița, de ce să rămâi în vie? De ce să rămâi conectat la Hristos? Mi se pare, dacă cineva ar spune, sunt așa de multe detalii spuse în Ioan 15, care ar fi, dăm secretul ăla, cheia aia, dăm un lucru fundamental pe care să-l ții minte din Ioan 15. Lucru fundamental pe care trebuie să-l ții minte din Ioan 15 este că trebuie să rămâi conectat la Hristos cu orice chip. Ia ascultați. Rămâneți în mine, în Iisus. Și eu, Iisus, voi rămâne în voi, în ucenici. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, adică în Iisus, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în cine? În mine, adică în Iisus. Deci învățătura fundamentală a pasajului acestuia, a capitolului 15, este că trebuie să rămânem în această relație, în această legătură vitală, vie, cu Domnul Iisus Hristos. Am fost altoiți în această vie și trebuie să rămânem în El. Care este secretul rodirei? Să știți, aș fi putut să vin în dimineața asta să spun 15 pași ca să rodești spiritual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, să merg până la 15. Sau 20. Sau 3 chei ca să deschizi cufărul succesului rodirii spirituale. A, ce bine sună! Ascultă-mă, succesul rodirii spirituale e Domnul Iisus Hristos. E Domnul Iisus Hristos, că asta spune, asta vrea să spună Domnul Iisus Hristos în versetul 4. Rămâneți în mine. Asta este chemarea Lui, imperativul, dorința Lui de a rămâne în El. Pentru că Hristos știe, El a fost făcut de Dumnezeu adevărata viță și fără El nu există rodire spirituală. Nu există. Nu există rodire spirituală fără Domnul Iisus Hristos. El e viața. Din El pulsează viață. Și cine este conectat la viață, are viață. Cine este rupt de Hristos, nu poate să aducă rod. Acum să știți și sinele. Poate cineva zice, bun, dar cum rămâne cu mine? Care e rolul meu? Hai să spun rolul tău. Că este un rol al nostru. Ia auziți, rolul nostru. Mlădița, ce putem noi să facem? Bun, am înțeles. Totul vine din Iisus, da? El pulsează viață, din El vine apă, din El vine vigoare, din El vine totul. Energia, puterea, totul vine din Hristos. Slavă Domnului, mulțumim pentru Hristos. Bun, dar cum rămâne cu sinele, cu eu, Andrei? Ce poate Andrei să facă? Am înțeles ce poate Iisus să facă. Ce poate Andrei să facă? Ia auzi ce poate Andrei să facă. După cum mlădița, citiți în versetul 4. Poate nu vă place, dar așa spune Biblia. După cum mlădița, nu poate. Asta pot eu să fac. Nu poate. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine. Ce poate să facă sinele meu? Frate și soră, ce poate să facă sinele meu? Nimic nu poate să facă sinele meu. Sinele meu despărțit de Hristos nu poate să facă absolut nimic. Am mai spus și în trecut și repet și în dimineața asta pentru că este foarte important. În vremea în care noi trăim, idolul suprem al lumii nu sunt făcuți din lemn și din piatră, că nu se mai închină. Unii se mai închină la lemne. Dar în principal nu sunt făcuți idolii din lemn și din piatră. Idolul principal a societății postmoderne este sinele. Sunt oameni plătiți care fac o droaie de bani la care se duc oamenii noștri și cetățenii și prietenii noștri, unii dintre ei, se duc la psihologii aceștia și la unii dintre ei numiți medici, ca să le spună, medicul, plătești ca să-ți spună, dai 10 milioane la o ședință, pe puțin, ca să-ți spună cât de grozav e sinele tău. Ce-ți spune? Ai încredere în tine. Trebuie să-ți recuperezi stima de sine. Trebuie să ai o imagine bună de sine. Toate
Avem o grămadă de lucruri de sine, dar toate spuse în sens pozitiv. Stimă de sine, încredere în sine. Toți spun, este o scânteie de Dumnezeu în sinele fiecărui om. Este ceva bun în sinele fiecărui om. Sinele. Ăsta e marele Dumnezeu acum. Dumnezeu a fost uitat, între crezi în Dumnezeu? Cine mai crede, domnule, acum în Dumnezeu? Și îl vezi așa foarte înțelept. Știința ne-a dovedit că Dumnezeu nu există. Și vezi pe ăsta care are filozofii despre inexistența lui Dumnezeu, că deodată și-a făcut un alt Dumnezeu. Că n-ai cum, când ai dat pe Dumnezeu la o parte, trebuie să pui ceva în loc. Și ce a pus în loc? Sinele. Sinele. De aceea Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, care a știut că problema fundamentală a omului nu este nici nevasta mea, nici copiii mei, ci eu, sinele meu, a spus, dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Aia e primul lucru pe care îl trebuie să-l faci. Că să știți, sinele ăsta, așa lui Andrei Șatău, are o grămadă de prostii în el. O grămadă de prostii în el. Sinele nu poate să facă nimic bun. El trebuie dat la o parte în totalitate și în locul sinelui să fie pus Domnul Iisus Hristos. El nu poate să facă nimic. Și în caz că n-ai înțeles, Domnul Iisus mai repet o dată. Zice, după cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Nu puteți să faceți lucrul acesta. Poate n-ai înțeles și îți mai spune o dată. În versetul 5. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțit. Doamne, dar măcar puțin acolo, ceva sinele ăla meu nu poate să facă el, chiar nu vrea el să facă nimic bun. Apostolul Pavel strigă în Romani capitolul 7. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Că știu că în mine, adică în firea mea pământească, nu locuiește nimic bun. Acolo sunt multe lucruri, să știți. Când deschizi acolo grota aia de balauri, de lilie și de toate mizerile și nenorocirile, sunt multe lucruri acolo, dar nu este nimic bun. Firea aia trebuie altoită. Biblia spune că trebuie lepădată, Biblia spune că trebuie omorâtă firea pământească cu poftele și patimile ei. Dacă n-ai fost convins, îți mai spune o dată în versetul 5. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Tot ce este bun în viața noastră vine din Domnul nostru Iisus Hristos, al cărui nume slăvim acum și în veșnicie. Următorul lucru pe care îl spune Domnul aici, al cincilea lucru, este că în relație cu Domnul nostru Iisus Hristos putem să aducem multă roadă. În unirea aceasta cu Domnul Iisus Hristos trebuie să aducem multă roadă. Vedeți, în versetul 5 Domnul repetă care sunt rolurile, ca nu cumva să uiți. Zice, după ce ne spune că de două ori în versetul 4 că nu putem să facem nimic fără El, în versetul 5 zice, adu-ți aminte, care sunt rolurile? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Să nu inversezi niciodată rolurile. Că dacă înțelegi că Iisus este vița și că noi suntem mlădițile, atunci vei înțelege că noi nu putem să facem absolut nimic fără El. Și de aceea spune, cine rămâne în mine, cum mlădița rămâne în viță. Și în cine rămân eu aduce, din nou ne spune. Ca în versetul 2, perspectiva lui Dumnezeu pentru noi este să aducem multă roadă. Fără El este nimic, cu El este mult. Fără El este nimic, cu El este mult. Asta spune în versetul 5. Cu mine aduci multă roadă, despărțiți de mine, nu puteți face absolut nimic. Apostolii nu puteau face nimic fără Iisus. Și au fost apostolii. Știm după coborârea Duhului Sfânt cu ce viteză s-a răspândit biserica în tot Imperiul Roman. Au făcut lucruri extraordinare. Au făcut lucruri extraordinare. În capitolul 14 spune, cine crede în mine va face și el lucrările acestea, ba altele, chiar altele mai mari. Mai mari. Asta spune. Va face lucrări mai mari. Dar n-au făcut lucrurile astea despărțite de Domnul Iisus Hristos. Că spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu putem să voim fără El, nu putem să dorim fără El, nu putem să înfăptuim fără El, nu putem să facem nimic fără El. Dar cu El putem să aducem multă roadă. Mai aud, să știți că e foarte terapeutic așa, spiritual, să veniți joi seara la adunare, să ascultați rugăciunile. Câteodată rugăciunile noastre arată perspectiva noastră. Câteodată discuțiile noastre arată perspectiva noastră despre ce vrea Dumnezeu să facă. Cât rod vrea să aducă Dumnezeu? Ne rugăm câteodată așa dezamăgiți și descurajați. Parcă nu se întoarce nimeni la Dumnezeu. Parcă nu se mai întâmplă nimica. Parcă suntem, nu, cum zic, oameni, când te întâlnești cu pocăiții, au foarte multe versete scoase din Biblie. Că suntem în vremurile din urmă. Așa zice Biblia, suntem în vremurile din urmă. Că dragostea celor mai mult se va răci. Mă știți că e interesant că s-a scris dragostea celor mai mult se va răci în secolul I.
Și deși apostolii și ucenicii și creștinii știau că dragostea celor mai mulți se va răci, totuși au făcut evangelizare, s-au sfințit, au fost persecutați, au investit în împărăția lui Dumnezeu, alții și-au dat averile pentru Dumnezeu, chiar dacă știa că dragostea celor mai mulți. Oare va găsi Fiul omului credință când va veni? Deși știa și versetul ăla, totuși ei și-au făcut treaba. Mă înțelegeți? Totuși ei și-au făcut treaba. Am întâlnit câteva personaje din astea pe care le cunoșteam mai bine decât aș fi vrut poate, care erau exact cu fraze din astea. În vremurile din urmă va fi greu, dragostea cel mai mult se va răci, oare va găsi Fiul omului credință pe pământ? Asta este, vedeți, creștinătatea se duce tot în jos, vine Domnul. Și el stea cu 40.000 de euro în cont. Băi, dacă tu credeai că vine Domnul, îți luai 40.000 de euro și împrășteai peste tot, nu? Dacă tu credeai că vine Domnul săptămâna viitoare, dar tu ai numai fraze din astea religioase cu care vrei să te scuzi, atâta tot. Perspectiva Domnului pe care eu o iau pentru mine care sunt ucenicul lui. Domnul Iisus niciodată nu mi-a zis mie, dragostea ta se va răci, tu îți vei pierde credința. Nu, a spus despre alții asta. Mie mi-a spus așa, că pe orice mlădiță care este în el, el o curățește ca să aducă ce? Multă roadă. Asta este perspectiva pe care eu o iau pentru mine. Și asta este perspectiva pe care aș vrea să vă dau și dumneavoastră, pentru că este din partea Domnului Iisus Hristos. În cine rămân eu, zice, aduce multă roadă. Este Domnul Iisus în tine? Atunci dragostea ta nu trebuie să se răcească. Este Domnul Iisus în tine? Că El zice că în cine sunt eu aduce multă roadă. Este Domnul Iisus Hristos în tine? Atunci credința ta nu trebuie să se piardă. Este Domnul Iisus Hristos în tine? Atunci nu trebuie să vadă indiferență, nepăsare, lâncezeală, lene spirituală în viața ta. Zice că aduce multă roadă. Și din nou întâlnești creștini care spun, frate, nu mai pot. Așa-i. Dacă n-ai putut. Vedeți? Care zice, nu mai pot. Adică cândva am putut și acum? Păi de asta nu mai pot. Că tu până acum ai mers pe gazul tău personal, ai mers pe combustibilul tău personal, spiritual. Și normal că acum nu mai poți. Acum este momentul potrivit ca să poți prin puterea Domnului. Ca să poți prin adevărata viță. Dumneavoastră credeți că înaintașii noștri care au suferit pentru Domnul au putut? Credeți că ei stăteau așa ca și s-au gândit, bă, abia aștept să mă prindă comuniștii, să-mi trag o mamă de bătaie, să mă dezbrace gol, să mă calce în picioare, să-mi dea cina Domnului cu fecare, să mă dea cu capul de pereți, să curgă sângele din mine, să iau toate bolile posibile din închisoare, să arăt eu ce creștin puternic sunt eu. Credeți că ei s-au gândit vreo unul la asta? Nu, dragii mei. Când stătea liniștit acasă, o intra peste el, l-o lua și o băgat în închisoare. Era pregătit vreo unul? Deci, oare suntem pregătiți pentru persecuție? Nu suntem. Oare am putea noi să facem față unei persecuții? Nu! Oare am fi noi mai tare decât Petru și nu ne-am lepădat? Nu, nu suntem mai tare decât Petru. Dar puterea lui este făcută de săvârșită în ce? În slăbiciunea noastră. Exact asta vrea să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu. Să ne smerească pe noi, să ne coboare pe noi și să-L înalțe pe El. Auzi, dacă vrei să găsești un club, un loc în care să-ți crească stima de sine, biserica nu-i locul ăla, corect? În Biblie sunt o grămadă de lucruri care numai stima de sine nu ți-o înalță. 6 zile, ăsta parcă e dezavantajul, 6 zile ești în lume în care oamenii spun numai clișee și numai prostii. Ei le numesc vorbe de Duh. Vorbe de Duh. În fiecare om este ceva bun. Bă, numai să vrei. Bă, poți și tu să faci. Numai vorbe din astea de Duh. Și vii duminică la adunare și toate se dau peste cap. Toate sunt răsturnate, pentru că viziunea lui Dumnezeu asupra umanității este alta. Viziunea lui Dumnezeu asupra credincioșilor este alta decât ce gândesc oamenii din lume. Și tocmai de asta suntem aici, ca Dumnezeu să ne curățească și să ne înnoiască și mintea. Și mintea. Mergem la versetul 6. Ne spune un alt lucru care ține de rodire. Ce se întâmplă dacă nu rodește? Repetă Domnul Iisus ce a spus în versetul 2, dar de data asta detaliat. Ține tot de rodire. Cât de importantă, iată cât de importantă este rodirea. Dacă nu rămâne cineva în mine, adică, din nou, trebuie să avem în vedere că aici nu este formată comunitatea care cuprindea evrei și neamuri, nu era coborât Duhul Sfânt, Domnul Iisus n-a murit, n-a înviat, nu s-a înălțat la Tatăl, nu sunt primite toate promisiunile, da? Domnul Iisus Hristos vorbește în primul rând cu evrei, care se aflau în comunitatea legământului, care beneficiaseră de legământ, de promisiuni, de jertfe, de prototipuri, de împărați, de profeți, de preoți. Erau etnic din Avram, aveau binecuvântările lui Dumnezeu, erau în comunitatea legământului, aveau toate lucrurile acestea și Domnul spune, dar dacă n-ați crezut cu adevărat, dacă nu sunteți în mine spiritual, veți fi aruncați afară ca mlădița neroditoare, care se usucă, mlădițile uscate sunt strânse, aruncate în foc. Și ce face? Și ar. Cine nu înțelege asta?
Cine nu înțelege asta că e atât de simplu? Adică dacă vă traduc pentru noi, că putem să zicem, a, evrei, am înțeles pe evrei cum i-o tăiat, că și așa mai departe, vă traduc pentru noi. Dacă te-ai născut în familie de credincioși, dacă ai fost dus de mic la biserică, dacă ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, dacă ai fost în comunitatea bisericii, dacă ai auzit promisiunile, Evanghelia, dacă ai auzit de jertfa Domnului Iisus, dacă ai auzit că Iisus este marele preot, dacă ai auzit Evanghelia, dacă ai avut parte de binecuvântări, de protecția lui Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu, de părinți credincioși, de prezența Duhului Sfânt, dacă ai avut parte de toate lucrurile astea și tu până la capăt te-ai împotrivit, până la capăt, nici în ultimul ceas n-ai vrut să asculți. Pe o astfel de mlădiță, el ce face? O taie. O aruncă afară, ca mlădița neroditoare, se usucă și mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și în ar. Ăsta este mesajul Evangheliei. Noi mesajul Evangheliei zicem, mesajul Evangheliei este o veste bună. Este o veste bună pentru cei ce se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu. Dar care e vestea pentru ceilalți? Că avem aici o veste bună. Cine rămâne în mine aduce roadă. El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. V-am curățit, voi sunteți curați, măi, extraordinar. El ne-a dat cuvântul lui, după aia ne numește prietenii lui, ucenicii lui. Extraordinar Evanghelia, o veste bună. Dar numai că vestea bună are și partea cealaltă. Bun, ce se întâmplă cu cei care au intrat în contact cu toate binecuvântările astea și au zis, nu mă interesează, nu vreau, nu trebuie. Ce se întâmplă cu ei? Sunt tăiați și aruncați afară. Dar vedeți harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu este că sunt oameni până în clipa morților pe care Dumnezeu i-a chemat. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Până în clipa morților. Până la bătrânețe i-a urmărit Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Dumnezeu în urmărirea omului. Până la bătrânețe. I-a urmărit prin copiilor, prin nepoților credincioși. I-a urmărit prin vecinilor. I-a urmărit pe unii în vise. I-a urmărit pe unii cu Biblia. I-a urmărit pe unii cu foi de calendar. I-a urmărit pe unii cu predici pe internet. I-a urmărit. Și de unii dintre ei Dumnezeu s-a îndurat în ceasul morților. În ultimul ceas. Ăsta e harul lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă că noi trebuie să profităm de harul lui Dumnezeu și să zicem, las, că o să se ocupe Dumnezeu cândva de mine. Nu? Că vedem foarte multe persoane care au fost tăiate. Au fost tăiate. Au sfârșit în necredință. Și nu este asta durere pentru noi să știm că au fost în mijlocul nostru și au fost tăiați? Asta este o durere extraordinară. Extraordinară. De aceea, cum spune Scriptura, cât timp se spune astăzi, trebuie să credem, trebuie să ne pocăim, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Da? Versetul 6 ne lămurește foarte clar că în afara lui Iisus este lepădare, lipsă de rodire și ardere. Mi s-a părut zilele acestea într-o tabără undeva în munți, fără semnal, la o întâlnire așa mai de tabăr de tineret. Și când discutam cu tinerii, a venit în discuție ideea asta. Mă, de ce să mă întorc la Dumnezeu? Nu. Gândiți-vă, ai 17 ani, 18 ani. Ești în putere, ai toată viața înainte. De ce să te întorci la Dumnezeu? Ce poate Dumnezeu să-ți dea ție? Și noi spunem, îți dă iertarea păcatelor, îți dă mântuirea, îți dă viața veșnică, îți dă prezența Duhului Sfânt, îți dă o viață de rodire spirituală. Bun, dar el își imaginează că poate să aibă o altă viață, fără Hristos, din belșug. Ceea ce este fals. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne spune în versetul 6, ce există în afara lui? Că spune, i-a aruncat afară. Ce e în afara lui? Lipsă de rodire, te usuci, vei fi strâns, vei fi aruncat în foc și vei arde. Asta este în afara lui Hristos. Acum, pentru un segment scurt, aici știți care e înșelarea diavolului. Înșelarea diavolului, diavolul strică și faza scurtă și faza lungă și te lasă să mergi cu pozițiile, cu proiectoare. Vezi pe acolo și el îți dă spre seară, dar numai puțin înaintea ta. O plăcere aici, o curvie aici, o prietenie aici, niște lucruri materiale pe aici. Îți dă lucruri micuți, așa, dar numai în față. Dar tu nu vezi că un kilometru mai înainte e dita mai prăpastia. Și mai merge o zi. Lasă, uite că nu m-am pocăit nici anul trecut și uite că m-am mai bucurat un an. Și mai merge un an. Și mai merge o zi. Și mai merge o săptămână. Și la un moment dat vine prăpastia. Dar tu n-ai văzut-o. Că nu ai fază lungă. Ei, când Dumnezeu te cercetează prin Evanghelie, Dumnezeu îți dă o perspectivă largă asupra lucrurilor. Să vezi până la capăt ce se întâmplă. Să vezi că, de fapt, viața ta pe pământ fără Hristos este o viață în care te usuci tot mai mult. Te usuci pe picioare, te usuci, te smochinești până într-o zi când vei fi aruncat în foc. Asta e viața fără Hristos. Asta este viața fără Hristos, este o viață în care te usuci și la urmă vei fi aruncat în foc. Pe scurt, asta este. Dar asta face Satana. Satana te face să privești doar pe segmente scurte. Da, dar ai văzut cât te-ai bucurat de prietenia aia? Dar cât te-ai bucurat? Da, dar ai văzut că ai reușit să-ți faci una și alta? Da, dar cât? Trebuie să vezi cu faza lungă.
Trebuie să vezi până la capăt. Și asta face Domnul Iisus în versetul 6. Ne arată care este finalul tuturor lucrurilor. Acum, cum se produce? Ce putem noi face ca și credincioși, ucenici a Domnului, ca să rodim? Versetul 7, uitați. Două metode foarte importante. Cum pune Dumnezeu foarfeca pe noi? Ia ascultați. Dacă rămâneți în mine, și acum începe să detalieze. Măi, mi-a zis să rămân în el, să rămân. Cum să rămân? Că Domnul Iisus nu e aici. Unde să mă pun să rămân în el? Câteodată când citesc Biblia, încerc să o citesc ca un copil. Citești un copil. Dacă rămâneți în mine, cum o să rămân în Iisus? Că Iisus e în cer. Cum eu să rămân în el? Unde să mă pun eu în el? E clar că vorbește din punct de vedere spiritual. Da? Și el începe să ne explice practic acum. Și dacă rămân în voi, cuvintele mele. Acum, unde sunt, cum ne curățește el și cum ne face el să rodim? Prin cuvintele lui. Unde sunt cuvintele lui? Aici sunt cuvintele lui. Aici sunt cuvintele lui. Aici sunt cuvintele lui. Dacă vrei să rodești, trebuie neapărat să ai parte de cuvintele lui. De aceea este imperios necesar, absolut necesar pentru fiecare dintre noi să avem nu doar o relație cu Dumnezeu. Cum zic, am o relație personală cu Dumnezeu. Dacă n-ai o relație personală cu cuvântul lui Dumnezeu, n-ai nicio relație personală cu Dumnezeu. Că cum îți vorbește ție Dumnezeu? Dumnezeu vrea să vorbească. Unii zic, mă, ce fain era de profet. Stătea Ieremia și deodată îl trezea Dumnezeu și începea să-i vorbească. Nu era fain? Să-l auzi tu pe Dumnezeu. Îl strigă Dumnezeu. Avraame! Măi, ce extraordinar! Îl striga Dumnezeu pe Avram și Avram îl auzea pe Dumnezeu. Îi se revelează lui Iacov. Îl vede pe Dumnezeu. Nu ar fi frumos? Ar fi frumos sau nu? Sigur că ar fi frumos. Adevărul este că Dumnezeu ne vorbește și nouă. Dar cum ne vorbește nouă? Andreea! E ora 8 dimineața. Citește Biblia. Și citești Biblia și încep să citesc. Eu sunt adevărata viță. Și eu nu zic, a, îi spunea lui Petru asta. Nu, îmi spune mie acum. Că de asta a fost inscripționat aici cuvântul lui Dumnezeu. Corect? Mi-a spus mie. Dacă rămân în mine, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele. A rămâne în Iisus înseamnă să rămân în cuvintele pe care El mi le-a dat. Și El îmi vorbește mie personal. Mie personal. Mie personal. Eu pot să stau la marginea patului și să urlu 3 ceasuri. Doamne vorbește, Doamne vorbește, Doamne vorbește. Singurul lucru care se va întâmpla, ascultați-mă, va fi că voi începe să aiurez și poate să aud și să văd lucruri pe care n-ar trebui să le aud și să le văd niciodată. De ce? Că creierul meu a obosit de aia. A obosit și încep să văd și să aud tot felul de lucruri. Dar dacă vreau să-L aud pe Dumnezeu, nu trebuie să strig la absolut nimeni. Trebuie să mă pun la masă, să deschid Biblia și știți ce se va întâmpla? Extraordinar. Dumnezeu va începe să vorbească. Zicea cineva, dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu vorbind, citește Biblia cu glas tare. Și să începi să-L auzi pe Dumnezeu vorbind. A, păi oamenii zic, nu-mi place, vreau ceva mai... Asta spune Domnul Iisus. Dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice vrea și vi se va da. Ascultați, știți de ce e important lucrul ăsta? Știți de ce este adevărat că Hristos ne vorbește prin cuvânt? Pentru că Domnul Iisus însuși a spus în versetul 26. Bun, dar cum aud eu cuvintele lui Hristos? Auziți? Dar mângâietorul, 14:26, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl meu în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Și avem pe Matei, Marcu, Luca, Ioan, care ne-au scris lucrurile pe care Duhul Sfânt le-a adus în mintea lor ca să ni le lase nouă. Ca să putem și noi să auzim cuvintele Lui. Noi când venim la masa Domnului, nu e Andrei sau Cristi sau Valer sau alții care dau cina Domnului. Cine ne dă cina Domnului? Domnul ne-o dă. El ne spune, luați, mâncați. Noi vedem mâinile Lui întinse. La fel când auzim pe cineva predicând cuvântul lui Dumnezeu, noi nu auzim un om vorbind. Noi l-auzim pe Fiul lui Dumnezeu vorbind. Și El spune, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele. Principala metodă spirituală prin care Dumnezeu ne face să rodim spiritual este cuvântul Lui. Cuvântul Lui. A doua metodă este rugăciunea. Spune, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Vedeți cum îți spuse cuvântul și rugăciunea împreună? Adică am citit cuvântul lui Dumnezeu și ce fac? Încep să-i cer lui Dumnezeu ce? Dar ce spune aici? Ia pune, te rog, versetul, e foarte interesant. Versetul 7, ce spune să cerem? Ia auziți. Cereți orice veți vrea. Ce frumos, nu? Ce promisiune. Ascultați-mă. Asta nu e o veste extraordinară ce scrie aici? Cereți orice veți vrea și vi se va... Cine crede de aici asta? Că ceri orice... Asta, așa spune textul. Orice veți vrea și vi se va... Da, întrebarea este,
Dacă rămâne Hristos în tine și dacă rămân în tine cuvintele Lui, ce vei cere? M-ați înțeles? Că dacă ai sărit prima parte, poți să spui, așa spune Biblia, că să cer orice vreau El și El o să-mi dea. E posibil ca Dumnezeu să-ți dea ce vrei. Și-a dat Dumnezeu multor oameni ce-au vrut. A dat Dumnezeu multor oameni ce-au vrut. Dar în context, ce spune? Că trebuie să rămână în tine cuvântul Lui și când cuvântul Lui rămâne în tine, ce-i vei cere tu Lui? Nu-i vei cere lucruri în conformitate cu Hristos și cu cuvântul Lui? Ai putea să ceri tu anumite lucruri care știi că se bat cap în cap cu Domnul Iisus Hristos? Nici vorbă. Nici vorbă. Dacă cuvântul Lui îți spune asta. Vă dau un alt text. Apostolul Pavel a înțeles exact același lucru. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. Când ne prezinte pe noi creștinii ca niște luptători în armata lui Dumnezeu, ca niște soldați, zice așa, luați coiful mântuirii, luați sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Uitați următorul verset care spune, ce să fac cu cuvântul lui Dumnezeu eu? Păi ei, cuvântul lui Dumnezeu și încep să plăznești pe frați peste cap. Orice spun ei, tu ai un verset pentru ei. Bang, bang, bang. Asta să faci cuvântul lui Dumnezeu? Păi zice că e sabie. Încep să-mi plânți în frați cu sabia cuvântul lui Dumnezeu. Ai un verset pentru fiecare. Și dai când la unul, când la altul. Nu auzi ce spune el. Luați sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. De ce fac cu Biblia? Biblia, când ai citit Scriptura, ea trebuie să te ducă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Pentru asta e cuvântul lui Dumnezeu. Ca să spun, Doamne, Tu mi-ai revelat voia Ta și fiindcă mi-ai revelat voia Ta, mi-ai revelat-o ca eu să stau înaintea Ta în rugăciune, ca ceea ce ai revelat-o în cuvântul Tău să se împlinească. Să se împlinească. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să ne rugăm. Facă-se. Deci vedeți? Asta sunt împreună. Facă-se, mă rog, ca să se facă ce? Cuvintele Lui, voia Lui. Asta este legătura care este făcută peste tot în Sfânta Scriptură. Și Pavel ne spune, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții, să ne rugăm pentru frați, să ne rugăm și pentru mine, pentru slujitori, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei. El ne spune specific pentru ce să ne rugăm. Da? Deci cele două metode prin care Dumnezeu rodește în viața noastră sunt cuvântul și rugăciunea. Dar vreau să nu treacă așa pe lângă capul nostru, să zicem, am înțeles, sunt de acord. Citiți Scriptura sau nu citiți? Este foarte important să știți lucrul ăsta. Și să ne cercetăm fiecare în parte. Citim cuvântul lui Dumnezeu sau nu citim cuvântul lui Dumnezeu? Să nu ne mulțumim cu mâncarea pe care o luăm duminica de la adunare. A fost o vreme în tinerețea mea când eram foarte răvnitor pentru post. Post negru. Dăiam câte un post negru din ăsta puternic și credeați că făceam la sfârșitul postului. Mod normal, ca să nu te îmbolnăvești, trebuie să începi să mănânci câte puțin. Și ce făceam eu? Compensam. Compensam. Și mă nenorăceam cu stomacul. Compensam. Așa suntem poate unii dintre noi și Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața asta. Nu mănânc toată săptămâna, după ce îmi dă un ceas la adunare duminică, îs terminat, nu revin 3 zile, că am mâncat prea mult. Am avut prea mult de mestecat, nu mai țin minte nimica. De ce? Pentru că mintea mea nu este antrenată să proceseze, să gândească. Nu este antrenată. De asta sunt foarte mulți oameni care atunci când sunt aduși la biserică cu povești, cu ilustrații, cu experiențe, cu tot felul de lucruri, cu briz-brizuri din astea. Și când li se dă puțin cuvânt mai greu, el zice, păi nu mai îmi place. Pus prea complicat, prea greu pentru mintea mea. Mă, am plecat obosit, năuc de cap de acolo, de la adunare. Predica aia mă năucit de cap. Pentru că el nu e antrenat, el, nu are, el are mintea antrenată să audă povești, să audă experiențe, să audă mărturii, să audă vedenii, să audă trăznăi. Lucruri care îl fac, a, da, să-l țin așa, turat. El nu este obișnuit să țină minte, să proceseze, să gândească cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Apostolul Pavel vorbește despre o situație din asta. În Evrei capitolul 6. În Evrei capitolul 6. Și se vede, asta e și starea, Evrei capitolul 5 din fapt. Evrei capitolul 5, asta e și starea în care se găsesc mulți creștini de astăzi. Și este o cercetare pentru noi. Ca să vedem pe unde ne aflăm. Evrei capitolul 5, versetul 11. Zice el, Pavel le spunea despre preoția Domnului și zice așa, asupra celor de mai sus avem multe de zis. Aoleu, Pavel, ai spus 5 capitole și mai aveai mai multe de zis. Ne-ai obosit, ne-ai terminat. Și lucruri grele de tâlmăcit sau de explicat. Deci sunt unele lucruri care sunt greu de explicat. Pavel zice asta. Păi dacă Pavel spune asta, cu atât mai mult mi se potrivește mie. Dar Pavel nu zice predicatorului de vine. Zice, fiindcă voi v-ați făcut greoi la... Pavel nu zice că el e vinovat. Acum sunt unii predicatori care sărmanii ei sunt greu la pricepere.
Dar aici spune că ascultătorii erau greoi la pricepere. Dar de ce erau greoi la pricepere? Care era problema? Ia uzi ce spune. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți ce? Profesori! Când veneam de la școală, tata avea el ironiile lui, glumele lui clasice. Când veneam de la școală, ne întreba tata câteodată, ce faci profesore? Ce faci profesore? Zice, păi uite, am fost la școală, nu știu ce, ai avut vreun examen, vreun test, te-a ascultat un profesor? Da. Zice, i-ai arătat ce știi? Ce a zis profesorul? Băi, ți-aș da 11, dar nu este notă. Da? Ce vrea să spune tata? Mi-a spunea câteodată, bă, mâncare aveți, pat aveți unde să dormiți, aveți tot ce vă trebuie. Nu m-am dus la... A, până la un punct nu ne-a dus, după aia ne-a dus la sapă, la aia. Ai avut timp să înveți, trebuia să fii acum ce? Profesor. Ce să spune? Voi care de mult trebuia să fiți ce? Învățători, profesori. Iar aveți trebuință ca cineva să vă învețe A, B, C, D, E, F, G, să vă spună alfabetul. Voi care sunteți în clasa 12-a, sunteți acum în clasa 1-a. Sau voi care trebuia să fiți la facultate, sunteți în clasa 3 acum. Sunteți rămași în urmă, sunteți repetenți, corigenți. În continuu. Aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe, auziți, cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați avut să aveți nevoie de? Când tu vii la amiază și nevastă te întreabă, ce vrei să spun de mâncare? Dăm niște lapte. Măi, bărbate, toată ziua ai fost pe la treabă pe asta. Nu, că mi-ajunge. Bă, laptele e perfect. Și la ăsta mic ce dai? Și lui dai lapte, le dai la toți lapte. Înseamnă că e o problemă acolo, nu? Acum mai bei câte o dată câte un pahar de lapte să te răcorești. Dar după aceea te pui la o masă serioasă, că ești un adult, da? Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, adică cu învățătură slabă, nu este obișnuit, deprins, cu cuvântul despre neprihănire, că ce este un prunc. E prea complicat. Dar vedeți ce spune? Nu este obișnuit, nu este deprins. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, maturi spiritual, pentru aceia căror judecată s-a deprins. Ce înseamnă deprindere? Cum ajungi la o deprindere? Cum ajungi la o deprindere? Repeți lucrul ăla, îl faci în continuu. N-am înțeles nimic din versetul ăsta, mai citește-l. N-am înțeles, mai citește, mai citește, mai citește, mai citește, mai citește, mai citește. Ceea căror judecată, celor a căror minte s-a deprins prin ce? Prin întrebuințare. Prin întrebuințare. Eu când vin la adunare, eu nu trebuie să intru, știți, cu calculatorul, poți să-i dai shutdown, să-l închizi de tot sau să-i dai standby. Adică îl pui așa într-o adormire. L-ai pus într-o ațipire. Când ai apăsat pe click sau pe space, el se trezește. Dar imediat, da? Eu când vin la adunare, eu nu trebuie să stau așa pe bancă și când se uită predicatorul în ochii mei, vede craniu în spate. E odihnit, tot e somn, pace, liniște totală. Nimic nu mă face să plâng, nimic nu mă face să râd, knock-out. Da? El spune că trebuie să întrebuințez pentru aceea căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, prin folosire, ca să deosebească, să distingă binele și răul, să se pregătească pentru trăirea în neprihănire, cum a spus în versetul 13, ca să fie obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, despre rodire spirituală, exact despre ce discutăm noi astăzi. De aceea versetul 7 ne arată metodele, cele două metode principale pe care Dumnezeu le folosește pentru rodirea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea sunt lucruri așa de banale. Sunt lucruri așa de banale de care foarte puțin creștini le mai folosesc. Lucruri atâta de banale, de simple. Cuvânt și rugăciune. Foarte mulți creștini ajung la crize majore spirituale în viața lor. Știți de ce? Căderea lor n-a început atunci când au făcut un păcat scandalos public. Nu atunci a început căderea lor. Știți că a început căderea lor? Cu ani înainte. Când a început să neglijeze adunarea, a început să neglijeze masa Domnului, a început să neglijeze rugăciunea personală de acasă, a început să neglijeze citirea cuvântului de acasă, a început să neglijeze lucrurile astea simple. Zice, păi cum a ajuns curvară? Spune-o cum a ajuns. A început de mult timp înainte. Nu când a ieșit puroiul public. A fost căderea lui. Ci mult, mult timp înainte. De aceea Domnul Iisus Hristos ne arată calea spre rodire spirituală. Este folosirea mijloacelor obișnuite. Cuvântul și rugăciunea. Versetul 8. Ne dă o motivație. De ce să facem lucrul ăsta? La ce duce rodirea asta? Sunt două efecte. Unul în relație cu Tatăl, unul în relație cu Hristos. Dacă aduce multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Dacă nu aducem roadă, ce se întâmplă? Că zici, bun, dar dacă nu aduc roadă, ce se întâmplă? Îți spune ce se întâmplă. Dumnezeu va fi ocărât. Nu spune Apostolul Pavel, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Doar două variante, nu poate să fie trei. Lumea oricum o să spună ceva despre noi, corect? Nici nu trebuie să faci nimic că lumea oricum vorbește. Nu e așa? Și dacă vii la adunare, oamenii încep să spună diverse lucruri. Nu e așa? Și dacă vii la adunare,
Ăsta este un rod, dacă Evanghelia a făcut rod în viața ta, începi să te duci la adunare. Este un rod spiritual asta. Este un rod spiritual. Nu mai faci una, faci alta. Oamenii încep să observe lucrurile acelea. Și zice că Dumnezeu va fi proslăvit, fraților, surorilor. Noi nu avem de demonstrat nimănui nimic. Dar este inevitabil ca oamenii să nu ne observe. Este inevitabil. Și Dumnezeu ori va fi proslăvit, ori va fi hulit și ocărât. A, pocăiți ca voi, nu-mi trebuie. A, că am mai văzut eu pocăiți de nu știu de care. Dumnezeu ori va fi hulit, ori va fi proslăvit. Și asta spune, dacă aducem multă roadă, vedeți, din nou, a treia oară, perspectiva, viziunea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră este să aducem multă roadă. Prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit, primul lucru, și al doilea lucru, în relație cu Domnul Iisus, cum știu oamenii că suntem ucenicii Domnului Iisus? Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Prin asta dovedim, nu spuneți și voi veți deveni astfel ucenicii mei. Pentru că în versetul 14 zice, voi sunteți prietenii mei, nu deveneau ei, urmau să devină cândva în viitor ucenicii lui. Și spune Domnul Iisus Hristos, și voi veți dovedi astfel, veți fi dovediți astfel în exterior ca fiind ucenicii mei. Cum dovedim că suntem ucenicii Domnului? Cum ne cunosc oamenii? Doar că venim la adunare? Nu, ci spune dacă aducem roadă spirituală. Adică oamenii din lume, știți, oamenii din lume știu dacă noi citim Biblia, dacă ne rugăm, dacă avem părtășie, relații cu Dumnezeu adevărată. Cum știu? Că nu vine să ne verifice dimineața. E, cuvântul ăla pe care l-ai citit acasă, sămânța aia care s-a pus în inima ta, udată cu lacrimile rugăciunii înaintea lui Dumnezeu, ăla va da roadă. Și astfel oamenii vor vedea că suntem ucenicii lui. Vedeți ce trebuie? Care este chemarea noastră în lume? Chemarea noastră nu este în lume să dovedim că suntem parte dintr-un cult, dintr-o denominație, că suntem baptiști, că suntem pedicostali, că suntem nu știu de ce soi. Să chemăm pe oameni la o partidă de a noastră, la un trip de a nostru teologic sau religios. La o clică de noastră, la un club religios. Mă, vină la clubul nostru, că e mai bun decât clubul ăla. La clubul nostru e muzică mai bună. La clubul nostru se predică mai bine. La clubul nostru te distrezi. La clubul nostru se dă cafea înainte. La clubul nostru, nu știu ce, nu? La clubul nostru se dă ajutoare sau se dau bani, nu. Ce vrea Domnul Iisus de la noi? Ce vrea Domnul Iisus de la noi? Au zis, Tatăl să fie proslăvit și oamenii să cunoască faptul că noi suntem ucenicii cui? A Domnului Iisus Hristos. Și voi veți fi cunoscuți, voi veți fi dovediți astfel, în felul acesta, aducând multă roadă, că suntem ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Și încheie versetul 9 și 10. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Cum a început această relație? Cum am ajuns noi în via aceasta? Domnul Iisus Hristos ne duce la început, la început, la început. Vezi că au fost atâtea imperative aici. Să rămânem în El, să rămânem în cuvintele Lui, să ne rugăm. Să. Și acum Domnul Iisus Hristos ne duce la capăt. Și ne spune cum a iubit pe mine Tatăl și Dumnezeu l-a iubit pe El din eternitate. Așa, exact așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea, vedeți? El a inițiat această relație de dragoste. El ne-a iubit întâi. Spune Biblia că noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și pentru că El ne-a iubit întâi, El a inițiat această relație de dragoste. El ne-a adus în vie. Pentru că El ne-a adus în vie, spune, rămâneți în dragostea asta în care eu v-am adus. Bun, cum rămâne în dragostea Lui? Și rămânește în versetul 10. Da? În versetul 9 ne spune că El a inițiat relația aceasta, în versetul 9. Iar în versetul 10 ne spune cum rămânem în relația aceasta. Și spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Nu pare ca un legalist? Cum vă imaginați dumneavoastră dragostea? Știți cum își imaginează omul dragostea? Dragostea mea, îmi imaginez cum eram eu la 25 de ani, am văzut-o pe nevastă, mi-am în facultate, am început să simt așa, pe unde simți când te îndrăgostești? Pe aici, pe undeva? Simți nu știu ce pe acolo? Creierul intră în disfuncționalitate totală? Da? Și 3 luni, 4 luni nu mai are nimeni ce vorbi cu tine. Ești deconectat, ești pe altă planetă. Oamenii așa gândesc că e dragostea, nu? Așa gândesc oamenii dragostea, asta e dragostea. Și auziți, fă ce simți. Dom'le, dacă să iubesc, ce să le faci dacă să iubesc? Adică dacă și-o pierdut mințile și nu mai gândesc, ce să le faci, dom'le? Asta este, n-ai ce să le faci. Măi, dacă să iubesc și omul și-o pierdut mintea și nu iubește pe cine trebuie, nu știu. Sunt multe metode, acum vreau să le spun la amvon, care se pot aplica pentru personaje din astea care chiar iubesc, chiar așa înflăcărat, știți? Întotdeauna am fost uimit de oameni care se iubesc foarte mult înainte de căsătorie și după aceea nu se mai iubesc. Și nu mai pot, simt așa, vrea să o țină de mine, vrea să o pupe, vrea să o ia în brațe, și după aia nu mai pupă, nici nu mai ia în brațe, nu mai face nimic. Gata, s-a terminat. Păi cum, măi, așa a fost, aia e dragoste? Aia este dragoste, aia nu e dragoste. Ia uite ce spune Domnul Iisus că e dragostea. Dacă păziți poruncile mele.
Știți, când se îndrăgostesc atunci porumbei, el face totul pentru ea. Se sacrifică, se zice, iar aduce și luna de pe cer, o trage, iar face tot. Și după ce s-o căsătorit, și o aduce la casă, Domnul Iisus știe ce spune? Aia e dragoste. Să continui să faci lucrurile, evident, care îi plac, dar care sunt curate, care sunt de dorit. Lucrurile care știi și tu care trebuie să fie făcute. Că Domnul exact asta aplică aici. Dacă mă iubiți, dacă mă iubiți cu adevărat, veți păzi, știi ce place lui Hristos, nu? Că scrie în cuvânt, veți păzi poruncile mele. Problema oamenilor nu este că nu pot să păzească porunce Domnului Iisus. Problema omului este că nu iubește suficient pe Domnul Iisus Hristos ca să facă ce-i place lui. Că dacă ți-ar plăcea suficient un lucru și ai iubi suficient de mult lucrul respectiv, ai face totul pentru el, corect? Uitați-vă la un om, iubește BMW-ul, ce face? Se zice, domnule, 10 ani în Spania, își rupe cârca la roșiile și la piersici ca să-și cumpă mașina aia. Și să vină prin sat, să dea geamurile jos, să meargă cu muzica la maxim, să-ți demonstreze ție, băi, o reușit să-și ia mașina, înțeles? Și să împrumută 10 lei în fiecare zi ca să spună benzină. Da. De ce? Pentru că iubește lucrul ăla, ei, iubește lucrul ăla, corect? Iubește și pentru că iubește lucrul ăla, face totul pentru lucrul ăla. Face totul pentru el. Și asta spune Scriptura aici. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Așa de, în asta se păstrează, în atmosfera asta de dragoste rămânem cu Domnul Iisus Hristos, păzind poruncile Lui. Și Domnul spune exact așa am făcut eu, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Domnul Iisus a păzit poruncile Tatălui de bunăvoie sau nu? Le-a păzit cu bucurie sau nu? Da? Pentru că îl iubea. Pentru că îl iubea. Și spune exact... Pentru că Iisus ne-a iubit pe noi cum Tatăl l-a iubit pe El, aceeași relație o aduce la noi. Cum El a iubit pe Tatăl, dovedind asta prin păzirea poruncilor, la fel noi îl iubim pe Domnul Iisus Hristos și trebuie să păzim poruncile Lui. Asta nu e legalism, nu e lege. Asta este atmosfera cadrului de dragoste în care trebuie să trăim noi cu Domnul Iisus Hristos. Și zice 11 la final, v-am spus aceste lucruri de ce? Că zice, ne-au spus să păzim poruncile Lui, suntem toți supărați acum și ne ducem acasă. Ne-au zis că trebuie să păzim poruncile Lui. Dragostea, vedeți, dragostea nu este în primul rând un sentiment. Dragostea este o ce? O acțiune. O acțiune continuă. Dragostea nu este ceva care ai simțit tu la un moment dat, 10 minute sau 10 luni și tot trecut. Dragostea este o perseverență în a face ce este plăcut persoanei iubite. Asta este dragostea. Păi spui, auzi persoanele astea, îți stă mintea lor. Zice, simt că nu mai iubesc. Și eu întotdeauna când aud nerozii din astea, zic, și ce dacă nu simți? V-am mai spus, dacă nevastă mai mă trezește la ora 2 noaptea să-l duc pe ăsta mic la baie, vă întreb dumneavoastră, credeți că simt să mă duc? Nu! Știți ce simt eu atunci? Să se ducă ea. Asta simt atunci, corect? Dar ce fac? Mă ridic și mă duc. Aia este dragostea. Să fac ce este plăcut celuilalt. Nu simt. Și dacă nu simți? De unde focul ăsta emoțional? Focul ăsta emoțional, sentimentele ajung să-mi conducă mie viața. Nu știu unii dintre dumneavoastră. Simțiți, vă treziți la ora 5 dimineața să vă duceți la lucru? Sau să lucrați de noapte? Simțiți? Nu simțiți nici dumneavoastră. Nu înseamnă că suntem toți normali aici. Dar totuși te duci, nu? Te duci pentru că trebuie să faci lucrul ăla, pentru că iubești un anumit stil de viață, vrei să păstrezi un anumit stil de viață și sacrifici, Domnule, din viața ta, din timpul tău, din trupul tău, din sănătatea ta, pentru ceea ce vrei să realizezi. Aia este dragoste. Acțiune. Și acțiune continuă. Perseverență. De ce credeți dumneavoastră că atunci când ne mutăm în relație cu Dumnezeu, totul trebuie să fie de ce simt eu? Păi n-am simțit să vin la adunare. Și ce dacă n-ai simțit? N-am simțit să vin la masa Domnului. Și dacă nu e niciun fel de prin, nimeni nu o să te vudece la intrare, m-am venit la adunare, dar n-am simțit. Frate, te apreciez că ai venit chiar dacă n-ai simțit. Corect? Și dacă n-ai simțit ce? Sentimentele trebuie să fie niște sclavi, niște robi care ne urmează acțiunilor noastre. Și Domnul nu spune, v-am spus aceste lucruri nu ca să vă duceți dezamăgiți acasă, ci pentru ca bucuria mea, când asculți de Hristos, când faci ce spune El, după aceea vei avea ce? Bucurie, bucuria ascultării, pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie ce? De plină ascultare aduce la bucurie, la binecuvântare. Domnul Iisus Hristos știa că va muri, da? Știa că va fi jertfit, știa că va fi pus pe lemnul crucii, știa că va fi scuipat, schingiuit, știa că pe trupul lui sudoarea cu lacrimile, cu sângele, cu praful, cu mizeria se vor face una. Știa că va arăta în ultimul hal, dar Biblia spune așa. Pentru bucuria
care era pusă înainte, a disprețuit rușinea și s-a dus la cruce. Pentru bucuria care era pusă înainte. A avut bucurie. A avut bucurie. S-a întrupat cu bucurie, a trăit cu bucurie, a ascultat cu bucurie, s-a jertfit pentru noi cu bucurie. Aproape că nu poți să-ți imaginezi lucrul ăsta. Cum să suferi cu bucurie? Pentru că ai iubit. Pentru că ai iubit. Asta este. Domnul Iisus Hristos ne-a spus toate lucrurile acestea. Pentru ca să avem ce? Bucurie. Cum îți imaginezi tu un pocăit? Cu fața așa întinsă, pioasă, eu sunt creștin. Oamenii ceilalți se bucură. I-ați auzit cum se bucură? Dimineață până dimineață, da? Se bucură în continuu, se bucură. Dar noi suntem oamenii serioși care noi nu ne bucurăm. Biblia nu spune așa. Biblia spune, v-am spus aceste lucruri, ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria mea să fie ce? Deplină, în plinătate. Nu este oare problema noastră că noi nu rodim și de aceea nu ne bucurăm? Nu este oare problema că nu stăm suficient în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu și de aceea nu avem bucurie? Nu este oare problema noastră că nu stăm în cuvântul lui Dumnezeu și de aceea nu avem bucurie, că nu găsim binecuvântările lui Dumnezeu și bucuria din ele? Nu este oare problema că atunci când n-ascultăm, Dumnezeu ne disciplinează și nu avem bucurie? Bucuria este în ascultare, bucuria este în rodire. Dumnezeu ne-a spus toate lucrurile acestea pentru ca să avem bucurie. Bucuria lui să rămână, zice, că o avem, că de asta spune să rămână noi. Că o avem, de asta să fie, să devină deplină, să devină în plinătate. Dumnezeu să ne avute să ne binecuvânteze, să rodim spiritual pentru El, pentru slava Lui. Amin.